Fără a respecta jurămintele bodhisattva, iluminarea este imposibilă. Dezvoltarea bodhicitei pentru toate ființele simțitoare este cea mai importantă sarcină. Nu există responsabilitate mai mare decât aceea de a elibera nenumăratele ființe simțitoare de orice suferință și de a le aduce la fericirea inegalabilă a iluminării. Și ori de câte ori ne luăm jurămintele Bodhisattva, ne angajăm să facem exact acest lucru. Mai întâi ne luăm jurământul dorinței, prin care ne generăm aspirația de a atinge iluminarea. Apoi, ne luăm jurământul acțiunii în care jurăm să ne angajăm activ în activitățile Bodhisattva, cele șase perfecțiuni. Respectând aceste jurăminte, calea noastră spre iluminare este garantată, dar dacă le încălcăm, ne creăm mari obstacole în calea noastră. De exemplu, dacă trăim într-o țară fără legi, unde oamenii refuză să se supună legilor și ucit și fură pentru propriile lor scopuri, atunci nu contează câți polițiști sunt, viața este periculoasă și groaznică. Societatea are nevoie de legi și oamenii trebuie să le respecte. În mod similar, este vital ca un bodhisattva la nivelul de dorință să ia și să respecte jurămintele bodhisattva trăind în jurăminte și muncind neobosit pentru a atinge bodicita și iluminarea, facem cel mai benefic lucru posibil, eliberând activ nenumăratele ființe de suferință și conducându-le spre iluminare. Bodicita aspirației este bodicita spontană, naturală, care apare înainte ca cineva să-și ia jurămintele bodhisattva și să se angajeze în activitățile unui bodhisattva care apoi va deveni bodhicita acțiunii. Bodhisattva care trăiește continuu în cele șase perfecțiuni, creează un merit incredibil de puternic, care crește constant în fiecare moment, zi și noapte, treaz sau adormit, indiferent de ceea ce face. Tocmai datorită deciziei lui de a urma activitățile unui bodhisattva, chiar și atunci când este inconștient, acumulează un merit infinit. Aceasta este puterea jurămintelor bodhisattva.